Baletul poate fi o metodă de terapie de succes pentru tinerii cu sindromul Down. Demonstrează o școală specială de dans din Cluj-Napoca. Aici, în ultimii 5 ani, s-a format o trupă de balet care a devenit prima din lume ce a susținut spectacole pe scenele de la opera. Banii din spectacolele organizate de Royal Dance Academy sunt donați pentru diverse cauze sociale. Marginalizați pe nedrept din cauza afecțiunii pe care o au, persoanele cu dizabilități din Cluj pot participa la programele de terapie prin dans, o oportunitate inedită pentru ei de a socializa și de a se integra. Implică mult mai multă concentrare din partea mea, e puțin mai dificil, implică mai mult efort fizic și psihic, dar rezultatele sunt pe măsură. Am avut bucuria și norocul de a o cunoaște pe Diana Jelescu, pe vremea aceea studentă anul 2, și a acceptat-o. A fost ceva unic, ceva magic, ceva ce nu pot să descriu în cuvinte. O experiență minunată, o șansă la normalitate, cum n-am sperat niciodată. Dacă la început orele de balet se desfășurau în câteva persoane, în prezent Diana a reușit să adune o clasă întreagă. Am o conexiune foarte bună cu ei și am simțit energia lor de la prima ședință, m-au cucerit și au rămas împreună de atunci. Se simt bine, cel puțin așa pare. Se simt foarte bine, avem o relație foarte frumoasă. Mă simt foarte bine, baletul este ca o terapie pentru sufletul meu. Cu cea mai scumpă și dragă echipă și cu voluntarii mei, care mă simt foarte bine. Ba mai mult a dus acest program la un alt nivel, pentru că acum există spectacole în care persoanele cu sindrom Down pot să joace alături de dansatori profesioniști. E o provocare pentru ambele părți, doar că s-au obișnuit unii cu ceilalți. Cei de la centru încearcă să țină pasul cu dansatorii profesioniști, iar dansatorii profesioniști și-au dezvoltat foarte mult empatia. Și toată lumea doar. Sunt tare mândru că sunt alături de mama și când mă gândesc la tata, îmi vine să plâng. Elevii Daianei pot fi văzuți pe scenă joi de la ora 19 la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.